Să nu uităm că astăzi este ziua Olteniei. Ciucă și-a pus damigeana. Ai alimentat-o la laptop? Alimentez laptopul. Perfect. Are damigeana lângă, oameni buni, lângă pupitru. E pregătit omul nostru. Iar astăzi, de ziua Olteniei, ne-am gândit să sărbătorim cu toți oltenii de pe Pamont. Mergem chiar în inima Olteniei, unde colega noastră, Laura Lezis, este și ea acolo să vadă ce se mai întâmplă, fiind și ea olteancă de asemenea. Salut, Laura, la mulți ani. Haideți să vedem despre ce super spectacol aniversar este vorba. Bună, Cătălin, la mulți ani. Pe unde puteam să fiu eu olteancă astăzi decât în sufletul Olteniei, la Craiova? Toată Craiova se pregătește de sărbătoare, se amenajează acolo în spate scena. Vreau să zic că sunt un pic dezamăgită că n-am găsit de mâncare, pentru că chiar dacă nu mai sunt reguli de pandemie, câteva reguli totuși au mai respectat oamenii, așa că n-am găsit arabe cu mâncare, însă am găsit pregătiri aici, se amenajează scena. Iar lângă mine este doamna Maria Ghinea, este primul artist care a ajuns aici, urmează să vină toți ceilalți mari artiști ai Craiovei. Bună ziua, la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani! Sunt tare fericită că pot spune și oltenilor mei, Măruță și olteanul meu din județul Olt de acolo, la mulți ani, să fim toți sănătoși și sunt tare fericită că astăzi sărbătorim 200 de ani de la ziua când Tudor Vladimirescu a intrat în București în 21 martie 1821 și astăzi oltenii s-au gândit să facă un spectacol grandios. Un spectacol unde toți oltenii se vor reuni prin cântec și bucurie, iar eu sunt foarte fericită că astăzi reprezint rădăcina mea, adică județul Vâlcea, de acolo de unde provin, actualmente fiind solista Doinei Oltului, dar sunt fericită că astăzi seară cânt oltenilor. Sigur vor veni număr numeros și ne vom bucura de primul spectacol cu spectatori. Exact, pentru că nu mai sunt restricții. Deci, oameni buni, la Craiova se întâmplă oltenii să sărbătorească. O să fie și Constantin Enceanu și Niculina Stoican. Laura, a mai venit cineva? Da. Laura, a venit? Nu, trebuie să vină. Să încerci la microfon, Laura. 5 minute. Nu, să încerci la microfon. Doamna Ghinea, țineți-mi la microfon. Niculina, trebuie să vin. Nu te auzeam la lavalieră, Laura. Niculina, trebuie să sosească. Am lavalieră. Niculina trebuie să sosească din 5 în 5 minute, tot îmi spune din 5 în 5 minute. Eu o aștept aici, vreau să zic că o să urce pe scenă în seara asta și mama ei, Angelica Stoican. Va mai fi, așa cum ai spus, domnul Enceanu, Mariana Ionescu Capitănescu, vor fi Emilia Dorobanțu, toată floarea cea vestită. Exact, Laura. Oltenii tineri și frumoși vor fi astăzi. Să știi că nu ai găsit mâncare acolo, dar noi avem aici plăcinte cu praz, avem croasante cu praz, plăcintele cu praz sunt făcute de prietenul nostru, domnul Nea Vasile. Exact, bă, Nea Vasile, a simțit repede că suntem olteni și ne-a trimis ceva. Domnul Nea Vasile, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Avem pizza cu praz, croasante cu praz. Ciucă, adă un cuțit să tăiem plăcinta asta, să vedem ce a gătit domnul Nea Vasile. Să ne oprești și nouă. Cu siguranță. Nu făcui afacere azi. Nu făcui și afacere că plecași. Dar vreau să te întreb ceva, Laura. Spectacolul din seara asta e sold out acolo la Craiova? Stai să vezi ce mai am eu. E sold out, cred că o să fie neîncăpătoare de zona de aici, pentru că oamenii deja încep să vină. Cred că perfect, o să fie un eveniment tare drăguț. Haideți să le spunem Dumnezeu, celor... Este vreme frumoasă! Doamne ajută, Laura! Da, Cătălin, a venit aici cu prazul, ia uite aici. Uite ce vreme le-a dat, uite cum stau îmbrăcată, vezi? Da, da. Noi să știi că suntem foarte atenți și avem aici pentru tine când vii un buchet de praz. Îți mulțumesc, știam că te gândești cu bine tot timpul la mine. Laura, plăcinta cu praz făcute de domnul Nea Vasile, vreau să spun că este fierbinte și mireasă senzațional, așa că dacă ți-e poftă, să știi că avem foarte mulți colegi care abia așteaptă să mănânce. Și oricum, tu în 3-4-5 ore ajungi. Păi nu mai ajung, că până pe autostradă. Ajung eu. Da. Haide că ne întoarcem când vine pachet, și Niculina. Să-i faceți pachet. Da. Laura, rămâi acolo, vorbim imediat când vine și Niculina. Vedem cine mai vine, dar până atunci o chemăm și noi în platou pe o altă olteancă, nimeni alta decât Claudia Ghițulescu. Opa, opa, curaj, curaj. Sărut mâna, bine ați venit. Bine te găsi.
Bine că veniți. Altă... Uite, ți-a adus ceva bun. Hai de mine, tot startă cu praz. Praz. Perfect. Bun, mă bucur mult de tot. Haide la mulți ani, Olteni. La mulți ani. La mulți ani, haide să luăm un loc. Ce faci? Tu în seara asta te duci la spectacol? Așa e la noi, în Oltenia. Să trântesc ușile, nu? Să nu vină vecinii când simt mirosul. Avem casa în pantă. Noi. Exact. Unde vrei să stai? Uite aici. Nu știu, dar ce pregătiști, măi. Da, mă, am pregătit. Doar ca ziua noastră, nu? Exact, ziua Oltenilor. Și de ce nu să le arătăm celor de acasă ce înseamnă să aibă Olteni. Uite-te aici, plăcinte. Stai un pic așa. Plăcinte, dacă cu... lăsăși tot prază din grădină. Exact, așa este. Ia un loc, tu în seara asta ești la concert la Craiova? Nu sunt în seara asta, adică? pentru că m-am înscris la un master și am cursuri. Ești la master înscrisă? Da. Păi astăzi e ziua Olteniei, atunci tu îi sărbătorești de aici, de la noi, de la emisiune. Păi da, am venit, venit la tine. Hai să vorbim oltenește, să nu ne mai înțeleagă decât Oltenia astăzi, nu? Perfect. Venit la tine aici, la emisiune, să petrec cu tine, oltenește. Foarte frumos, să știi că aici avem croasante cu praz, dacă nu vrei. Nu cred că ăsta e. Pentru că Oltenii au ajuns și la Paris, știi că oltenii sunt peste tot. Păi oltenii sunt foarte deștepți. Da, foarte, exact. Și foarte modești, exact. Dar cum? Țuică. Ești tot Oltean. Damijana, nu mai mi-e și aici. El are zaibărul, nu? E cu zaibărul, dar e cam subțire furtunul la băi, Ciucă. Cădălin. Am înțeles. Foarte frumos. Îl băgăm pe la mai gros după 5. Oltenilor, nu? Da, știam, normal că știam. De pe Facebook. De pe Facebook. Deci așa ai aflat că e ziua Oltenilor? Da, așa aflai că e ziua mea. Deci, tu astăzi ai aflat de pe Facebook? Nu, astăzi. În general, așa am aflat. De pe Facebook, da, nu? De pe Facebook, dar nu oricum Facebook ăsta că ne mai informează, știi, când e ziua noastră. Exact. Uneori uităm și când e ziua noastră de naștere, nu? Da, spune-mi acum, tu când erai în copilărie, cu ce rețetă oltenească ai crescut așa? Măi, eu m-am născut în Craiova, dar părinții mei vin din Gorj. Deci sunt gorjeni și atunci... vreau să zic așa, bunica mea îmi făcea, ca să scape de mine, mie îmi place așa de mult să merg la bunica, o încăierate. O încăierate? Da. Adică practic le amestece așa, da, nu? Și venim în București și am zis la cineva, știi, hai să-ți fac niște ouă încăierate. A leșinat, cred, o jumătate de oră asta, nu mai în râs. O încăierate, de fapt, e acea omletă? O omletă, da, care doar le... aruncă niște carne din garniță. Da, arunca bunica și după aia încăierea niște ouă acolo, știi? Și mie mi se părea așa de bună mâncarea aia. Mamă, senzațională. Mi-aduc aminte că așa asta era și la mine. Și la tine se mănâncă asta, nu? Era mâncarea preferată. Jur, da, foarte, da, bună. Foarte, foarte. Am pus weekendul ăsta la Târgu Jiu și chiar mi-a făcut maică-mea niște ouă încăierate. S-au făcut și ție, da. Bună, deci... n-ai cum, adică te duci în Oltenia, niște ouă încăierate, căierate, sunt da. Binevenite mereu. Da, să știi că mai mult decât, da. Mai făceam cât și cât ciorbă de praz, dar foarte rar am mâncat praz. La tine se gătea mult cu praz? Nu chiar. Că asta puteam cu Ciucă, că nici la el nu. Dar nu știu de unde, de unde a ieșit prazul ăsta. Nu povestea olteanu cu praz, de la Neamărin, mă, da. Da, de acolo. Da. Perfect. Dar hai. Să știi că mâncam, adică îmi făceam eu prazul cu măsline. Aveam știi că rețetă. Intrăm în legătură directă imediat cu șefa ta. Păi eu nu sunt la ansamblu, dar eu respect foarte mult pe doamne Niculina. Nu? Nu, eu locuiesc în București de 10-15 ani. Deci n-ai nicio treabă cu ansamblu. Nu, am colaborat cu Maria Tănase atunci când am fost la Craiova, când locuia în Craiova, când locuia în Craiova și când venim București... Te mutași. Mă mutai aici și mă bucureștenizeai. Foarte frumos. Haideți să vorbim și cu Niculina, o reprezentantă a oltenilor în câteva momente. Colega mea, Laura Lezis, este cu ea acolo. Tu o să ne și cânti astăzi, dacă tot ești în București, măcar să sărbătorim Oltenii. Da, măcar sărbătorim Oltenii de aici, de la ProTV. Da. Și, și din toată țara, totuși. Păi da, aici la ProTV. De aici se dă, da, exact. De aici, se dă ora exactă, totuși. Da, iar Craiova, ce să zic, o iubesc de numai pot orașul Craiova, pentru că eu acolo m-am născut. Când văd ce pentru deja, mă trece așa fiori prin inimă. Multe amintiri acolo, nu? Vai, păi dacă acolo am crescut, acolo m-am născut, acolo e toată adolescența mea. Da. Haideți să ne întoarcem la Laura Lezis, colega mea, este cu Niculina Stoican. Bună, Laura, am revenit la tine! Cătălin, veni Niculina! Ce face, veni, șefa? Veni. Ce faci, Cotă? Șefa, bine, vreau să știu dacă ați ajuns să... Vreau să știu dacă ați ajuns la scenă cu girofar în față, cu faceți loc, Niculina Stoican pe primul loc. Veni de la Târgu Jiu cu ocazie. Cu ocazie. Cu ea, mă, nene, ajunsei numai bine ca să te întreb. Îți dau un test ca între noi oltenii. De asta mi-era frică. Fii atent. Îmi răspunzi la 3 întrebări. Pe care orice oltean trebuie să le știe. 1. Care e capitala Olteniei? Târgu Jiu. Greșit. 2. Cum se cheamă vinul oltenilor? Zaibăr. Bravo.
Care e leguma de referință a oltenilor? O am aici în spatele meu, am un buchet mare de praz. Nu-l văzui, că dacă-l vedeam, te mai întrebam. Da, da, totuși, capitan... Și te mai întreb unul, asta e bonus. Ia, te rog. Bonus e întrebarea asta. Care e imnul oltenilor? Da. Vreau să zică de Eterna Terra Nova. Oltenia Eterna Terra Nova, nu? Nu? Pardon, merge... m-a făcut mama oltean. Asta vreau să zic și eu, m-a făcut mama oltean. Și pe mine zic, fetele. Ciucă, deci totul dar pui ce vrei să te facă măruță, ministru? Păi eu am greșit. Ce să fac? Perfect, Niculina, spune-ne ce se întâmplă la Craiova astăzi. Sărbătorim ziua Olteniei. Astăzi este ziua în care Tudor Vladimirescu a intrat în București cu o pâine în mână, simbol al bogăției și al creștinătății. Este ziua în care s-a născut Tudor Vladimirescu. Este ziua noastră a oltenilor, este și ziua ta și tu ești un oltean de frunte cu care noi ne mândrim și ca atare noi astăzi sărbătorim în numele tău și în cinstea ta și a noastră, a tuturor a oltenilor, ziua Olteniei aici la Craiova. Avem un spectacol minunat care începe la ora 18:30. Avem foarte multe activități culturale aici la Craiova și cred că în toată Oltenia sunt. Noi suntem parte frumoasă, mare și integrantă din România, extraordinar de frumoasă. Dar noi oltenii suntem mai un pic mai altfel decât decât ceilalți. Suntem mai spirituali, suntem veseli. Suntem cu moți, mă, da, cu moți, exact așa, broba, vorba ta. Exact. Niculina, mă bucur că iată este și primul eveniment mare acolo la Craiova, asta de când s-au ridicat restricțiile, ceea ce înseamnă că oamenii chiar pot să vină să se bucure, pot să se să danseze, să facă o horă, să fie exact ca în vremurile bune, atmosfera de acolo. Așa e, așa e, vom juca și vom petrece astă seară. Vor fi nume mari, nume de referință ale Olteniei pe scenă aici la noi. Orchestra va fi Doina Gorjului din Târgu Jiu. Vom avea și un prezentator minunat, un oltean de frunte. Daniel Tudorică este actor la Ion Creangă în București, dar vine în Oltenia să sărbătorească împreună cu noi. Orașul este împodobit, centrul vechi este împodobit, așa cum vezi, steagul istoric, așa e plin de steaguri. Avem aici drapelul Revoluției, avem drapelul nostru, ne pregătim de zilele Mihai Viteazu după ziua Olteniei, așa că Oltenia este în sărbătoare. Începem sfârșitul acesta de pandemie. Te rog, pandemie. Salută și pe doamna din spate, Mamaie. Mai bine. Sărumâna, Laura și pe Mamaie din spate. Se uită, sărumâna, Mamaie. La mulți ani. Sărumâna. La mulți ani. Ia să vedem, la mulți ani, Mamaie, știi ce e azi? Ce e azi? Ce luni. Ziua Olteniei. Ziua Olteniei. Așa, foarte frumos. Da, mai. La mulți ani. La mulți ani să fie, să trăiască ani. Ani Olteniei. Ani. Și toată România. Toată România. Gata cu pandemia? S-a terminat. Să se termine și războiul, Doamne ajută. Și noi cu viața înainte, cu sănătate. Și cu bine. Ajungă anii mei Oltenia, 84 de ani. Mulți înainte. Cât am eu. Se uită Măruță la noi. Pe Măruță îl știți? Cum sunt? E oltean de-a nostru de la Târgu Jiu. Spuneți-i o urare. Să rămână bunica. La mulți ani, Măruță, să fii bun, cinstit cu familia și cu toată lumea din jurul tău. Bine. Vezi, Măruță? Ce mai urară mâine de aici de la Craiova? Să rămâi oltean de frunte. Să rămână. Niculina, am o întrebare și eu pentru tine. Tu mi-ai dat un test, vreau să văd dacă te descurci. Ești pregătită? Ia spune-mi. Fii atentă. Sunt ea. Trei olteni. M-auzi? Trei olteni trecură Oltul. Înainte trecură doi. Înapoi trecură doi. Câți olteni trecură Oltul și înainte și înapoi? E prea mult, prea repede și nu prea te înțeleg bine. Deci trei olteni trecură Oltul. Mai bine trecem peste și dacă vrei. Trei olteni trecură Oltul. Trei. Înapoi trecură doi. Da. Câți olteni trecură Oltul și înainte și înapoi? Așa. Tot trei. Păi înapoi trecură doar doi. Mai e bine? Sau mai chiar greș? Doar doi trecură. Hai, lasă, Măruță, fă tu socoteala aici la București, că eu fac aici la Craiova ce mă pricep eu mai bine. Tu rămâi cu socotelile, că eu rămân cu cântatul și cu spectacolul de astăzi seară de la ora 18:30. Ca perfect, să știi șefa, și tu. Așa să fie. Niculina, la mulți ani și... Ascultă-mă, hai să-ți spun un banc. Hai să-ți spun un banc. Două, trei. De ce mănâncă oltenii la umbră? De ce? Ca să aibă mustață.
Să aibă mustață. Ce fac oltenii când au ciorapii rupți? Și cumpără alții. Cumpără alții, zice Ciucă. Nu. Întorc pe dos să nu se vadă găurile. Și mai știu și eu unul. Știi de ce râd oltenii când fulgeră? Ia! De ce? De ce râd oltenii când fulgeră? De ce? Că cica le face poză. Da, cu bliț. Cred că le face poză. Cu bliț, da, poză. Hai cu bliț. Hai să spun eu cum se roagă olteanul. Ascultă-mă, să spun eu cum se roagă olteanul când intră manat? În numele Tatălui, în fruntea Banatului, Doamne Dumnezeule, dacă nu director, măcar inspector. Pa, te pup! Te pup, Niculina, și distracție faină astăzi. Fac oltenii ce fac și se descurcă într-un fel. Numai bine, vă pup! Mulțumim! Pa, pa! Da, a mai fi stat de povești cu bancuri. Vezi ce frumos e în Oltenia? Da. Exact. E frumos are în Craiova. Ce ne cânti? Un cânte care îi reprezintă pe olteni. Nu se dau bătut, nu se lasă, oltenii. Nu se dau bătut, nu se lasă, cum se numește? Nu te da bătut, nu te lăsa. Să faceți exact ce zic eu în cântecul ăsta. Perfect, tu așa da. Faci? Da, cum? Da? Nu dădui dovadă. Hai să vedem, atunci să ascultăm. Încă o dată, Claudia Chițulescu, oameni buni, și un sincer și călduros la mulți ani oltenilor la de pretutinderi, oriunde s-ar afla ei. La mulți ani, olteni. Mulțumim mult de tot, Claudia, la mulți ani. La mulți ani.